În primul rând, având în vedere că este prima ședință în 2019, vă transmit un sincer la mulți ani și să dea Dumnezeu în 2019 mai bun decât 2018. Măcar mai bun decât 2018. Ca prim punct o să supun la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Mai departe o să vă dăm citirii convocatorului și ordinea de zi cu următoarele proiecte. Proiect numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 2018 pentru acoperirea temporară a golului de casă în anul 2019 de către Serviciul Public de Salubrizare din subordinea Consiliului Local Elegiu. Proiect numărul 2, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Comuna Elegiu și structurilor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Elegiu. Proiect numărul 3, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Salubrizare. Proiect numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare al proiectului Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide din județul Bacău. Poftiți, domnule. Proiect de hotărâre privind numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local ce vor fi desfășurate în cursul anului 2019 de către beneficiarii legii 416/2001 2001, cu modificările și completările ulterioare. Proiect numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea programul acțiunilor privind gospodărirea, întreținerea și curățenia localității care se va desfășura în anul 2019 la nivelul Comunei Elegiu, în vederea bunei gospodării și înfrumusețării a localităților și a prevenirii producerilor unor inundații. Și proiect numărul 4, probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului, cereri, întrebări și diverse. Supun la vot ordinea de zi, cine este pentru? L-am supus. Da. Dar ei nevoie, dar nu. Așa, cine împotriva țineri nu aveam, mulțumim frumos. Dacă îmi permiteți la primul proiect de ordinea de zi, să vă spun câteva cuvinte. E vorba de aprobarea utilizării excedentului din 2018 temporar pentru servicii salarizare. E vorba de funcționarea serviciului, mai exact, de salarizarea personalului calificat și necalificat de cadrul serviciului. După cum știți, ne fiind încasări începutul anului, suntem obligați să folosim din încasări de anul trecut. E vorba de suma de 38.258,80 de lei, deci va face 4 de milioane de vechi, bani pe care ei au un excedent din 2018 pe care să folosească pentru a lua salarii azi mâine când reușim să ajungem la trezorerii. Dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră, dacă domnul președinte... Da, deci, trebuie să vă dau citire proiectul, nu e o problemă. Haideți să spunem spre aprobare proiectul, cine este pentru? Mulțumim. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului, Comunei Elegiu și structurilor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Elegiu. Am fost să vă aduc la cunoștință pentru ambele proiecte. Deci vom aproba în primul proiect salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din subordinea din aparatul de specialitate și structurilor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local, respectiv la cealaltă hotărâre salariile personalului contractual din subordinea Serviciului Public de Salubritate, serviciu cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului din bugetar stabilește la articolul 11 că salariile lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale administrației
se stabilesc prin hotărâri ale Consiliului Local cu amendamentul că nivelul veniturilor salariale nu trebuie să depășească indemnizația viceprimarului. În acest sens, la anexa 9 se prevede că indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică se determină prin înmulțirea coeficienților din anexa 9, în speță la viceprimar coeficientul 4, cu salariul minim garantat în plată pe anul în curs. Noi am aprobat și în 2017 și în 2018 în funcție de evoluția salariului minim. Coeficienții au rămas aceia. Au rămas aceiași coeficienți, însă de această dată înmulțirea pe funcții și grade profesionale și pe criterii de vechime se stabilește cu un nou salariu de bază raportat la venitul minim garantat în plată, care este 2080 lei. Nu s-a făcut diferențierea de specificat că s-a păstrat pentru legea de salarizare doar salariul minim în plată, nu cel pentru funcții funcții stabilit pentru cei care au studii superioare. Deci pentru toate categoriile se stabilește salariul de 2080 de lei și nu diferențiat cu 2350. Același lucru și la pentru salariile de la Serviciul Public de Salubrizare, acelea au fost stabilite în luna august, când s-a înființat Serviciul Salubrizare. Și au păstrat aceeași coeficienți și s-a înmulțit cu salariul minim de la data calculării. Și pe măsură și indemnizațiile consilierilor se mențin la cele aprobate în 2017% din noua indemnizație a primarului de această dată. Dacă funcționarii publici și personalul contractual se raportează la indemnizația viceprimarului, să nu depășească cu toate veniturile salariale indemnizația viceprimarului, consilierii pentru două ședințe așa vor primi până la 10%, dar s-a aprobat 10%. Da, făcând parte din Comitetul Comisiei, am avut discuții și noi astăzi vis-a-vis de acest proiect. Erau discuții că la viceprimar s-a folosit coeficientul 4, adică 2080, respectiv 2080 ori 4. Doamna secretar, mai înainte am discutat cu noi, nu ascund lucrul ăsta. Zice că prin lege este o drăgă ca coeficientul 4 să folosească la viceprimar, iar la primar coeficientul 5, deși coeficientul maxim este de 6. La nu? Nu? Deci, vreau să vă spun că... Nu. Diferă în funcție de numărul de populație. Deci, da, de locuitor. De locuitor, da. De numărul de locuitori. Este 6 la peste 7.000 de locuitori. Noi nu mai avem 7.000 de locuitori, pentru care primarul primește coeficientul 5, iar viceprimarul stabilit prin lege coeficientul 4. Deci da. Este lege pentru coeficient 4 pentru domeniul. Da, este anexa 9. Dacă vreți, eu fac un extract din legea 183, din legea salarizării, anexa, și vă aduc să vedeți anexa 9. Noi am discutat... Anexa 9.C, litera C, da. Vedeți... Haideți să explic și motivul. Noi am discutat oarecum așa în comisie asupra faptului că știm că toți, sau poate nu chiar toți, banii pentru salarii se alocă în același buget cu bugetul de investiții. Noi mărim, sau dacă vom mări salariile așa în oarecare măsură mai mare, vom ajunge să avem mai puțin bani pentru investiții. Și pot să vă dau un exemplu din realitate la Sândulei. Nu știu cum, acolo sunt un număr de salariați mai mic, adică undeva până în 15, cred că nu greșesc, sigur. Și în felul ăsta rămân mai mulți bani de investiții. Nu vreau să fim nici critici, nici duri, nici nimic, dar să fim totuși atenți. Și, de altfel, o altă primărie tot, de la, să zicem, partenele, îi laudă pe aia acolo, fi de culoare politică asemănătoare. Nu, la Livezi, sunt vreo 30 ceva de... Deci,
clar că rămân mai puțin bani și de salariați. Da. Deci noi suntem și noi undeva prin la mijloc. Dar, dar... Păi atât suntem nu, și noi. 32 suntem și noi. Tot cu serviciu. Da. Da. Sunt o lenie comună cu populații sub 5.000 de locuitori. Deci au coeficienți mai mici decât normal noi. Ca... Are primarul 4. Au și număr mai mic. Deci da. Și, asta, și, dar oare cum să fim câtuși decât atenți? Asta era să anul zic. Trecut, de exemplu, din câte mi-amintesc și cred că mi-amintesc bine, nu știu dacă am folosit din banii pe investiții pentru salarii, pentru că au fost destul de bani suficienți veniți prin echilibrări de falcări de TVA, care ne-au acoperit salariile și funcționarea primăriei. Drept dovadă, n-a fost nevoie nicio rectificare pe salarii, pentru că banii ne-au luat în începutul anului. Am, cum să spun, informații clare că și anul acesta vor fi bani pentru salarizare și sperăm noi să fie și pentru investiții. Eu pot să spun că și noi să știți foarte bine, din eșteptă pe care l-am avut anul trecut, ăla de 5-16 miliarde, nu prea l-am folosit, pentru că lucrările mari pe care le-am propus eu acum un an împreună cu dumneavoastră aici pentru investiții, nu ne-am apucat de ele în mare parte, decât de lucrările mai mici. Am lucrat pe lege, dar nu merge internetul de lucru. Nu, lăsați! Bani pe care și investiții pe care îi dai... Lăsați! E așa aici. Deci eu nu... Tot din discuțiile care le-am avut, cineva propunea, și eu am să încadă de președinte, zice, băi, dacă nu. Zicea să folosim măcar la administratorul public, care are aceeași salariu cu domnul viceprimar, să propusese clar să folosim un alt coeficient. Nu știu, doi, trei măcar. Nu, încă ceva. Vreau să vă spun că la dacă... administratorul public coeficientul este între, coeficient, între coeficientul... viceprimarul și aprimarul. Nu. Viceprimarului și secretarului. Și are cât viceprimarul, nu? Și are cât viceprimarul, da. Păi nu poate să aibă nimeni. Legea nu poate să aibă nimeni mai mare decât viceprimarul. Păi că asta e, că altfel a dat mai mult, nu? Da. Deci ăla de fapt îl stabilește primarul, ca să știți. Deci indemnizația de altă dată îl stabilește primarul, indemnizația administratorului public, pentru că este iarăși prevăzut de lege. Primarul are, deci, propunerea și l-a băgat exact cum trebuia să apară în anexă indemnizația primarului și viceprimarului, pentru că este stabilită expres de lege, da? În 2017 s-a stabilit ca indemnizația primarilor să fie 10% din indemnizația primarului și atunci s-au introdus din nou în hotărâre, tocmai pentru vizibilitate, să aveți posibilitatea să faceți comparația, da? Da? Iar pentru administrator public, legea spune exact cum citez, se stabilește salariul administratorului public între indemnizația primarului și cea a secretarului. Și cea a viceprimarului. A viceprimarului și cea a secretarului, da? Prin dispoziție. Se contrazice. Dacă este între viceprimar și primar și secretar. Și secretar. Și secretar. Și secretar. Și secretar. Dar nu mai mare decât viceprimar. Nu mai mare decât viceprimar. Dacă era între viceprimar și primar, atunci se contrazice. Nu, nu, nu. Așa. Deci dacă între secretar și primar. Și se stabilește de primar. Și se stabilește de primar. Dar a venit pentru... Dacă legea așa spune... Transparență au fost trecute în această hotărâre. Nici nu trebuiau de fapt să se regăsească în hotărâre, pentru că ele sunt prevăzute expres de lege. Și atunci sunt... Și dacă a fost trecută, trebuiau discutate, nu? Clar, să nu se supri nimeni. Dacă au fost trecute, sigur. Foarte bine că... Da. Bun, supuneți spre aprobare cine este pe așa. Ar fi trebuit și administratorul public să aibă cât secretarul, nu chiar cât viceprimarul, nu? Nu, ascultați-mă ce vă spun. Deci ascultați ce vă spun. Atunci propunem un amendament și așa nu. Nu, 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 ascultați-mă ce vă spun. Deci, încă o dată, legea spune expres. Salariul, deci eu, aș putea eu să fiu cea care să fiu împotriva acestui lucru. Dar eu vă spun ce zice legea, da? Că salariul administratorului public se stabilește de către primar. Deci, în nomenclatorul funcțiilor publice anexă la legea 153, nu apare administratorul public. Acolo este doar o steluță în care spune că salariul se stabilește de primar între indemnizația viceprimarului și salariul secretarului, da? Coeficientul
secretarul. Ei, primarul pentru transparență l-a votat în Consiliul Local. Dar putea foarte bine să-l stabilească dânsul doar prin dispoziție, pentru că aceste salarii ulterior vor fi stabilite individual de primar prin dispoziție. Da? Se stabilește salariul administratorului public, da? Conform articolului acelui din lege și nu pe baza hotărârii. Dar pentru transparență au venit și au fost introduse în Consiliu. Da, și o să țin cont de sfatul dumneavoastră și poate... Pentru că deșorăm un pic să fie mai puțin păi, de postul ăsta, nu poți să ne arăt. În proiect, era undeva unde ajunsese cam așa, da? Vedeți? Stabilirea indemnizației viceprimarului Comunei Legiu s-a făcut privind așa, tipul, nu știu ce. Și în baza minimă brut, așa, în vigoare, cu coeficient 6 și rezultatul 1204. Da, ceva cu o zvone doar. Viceprimarul la mâne doar. Da. Era mai mare decât domnul primar. 2080 de lei, mulți cu bani. Nu, am văzut de la de la de doar, așa noi au 6 și din cauza asta s-au luat doar. Și un de locuitor mai mare acolo, că e, nu știu, o oră. E bine că s-a discutat, s-au lămurit treburile, atunci să punem la aprobare acest proiect. Cine este pentru? Vă abțineți? Nu am aprobat? Eu mă abțin. Deci abțineri? Câte sunt? Eu mă abțin. Uh-huh. Și el pentru că e în... E social. Ah, da. E incompatibil. Da. Mulțumim. Două abțineri, da? E bine, sunt și abțineri, sunt împotrivă, nu. E democrat. Da. Trecem la proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru... personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Salubritate. E aceeași... aceeași mărie cu aceeași pălărie. La fel și salariul... sau cu altă pălărie. Angajaților în sănătate, se majorează salariul conform legii pentru că s-a mărit cu salariul normal. Se contează aceiași coeficient care au fost aprobați în care. Da, e bine când se întâmplă cu coeficienții mici. După aia, dacă crește tare, o să crească și cotizația la gunoi. Atunci nu mai e bine. Supărăm mai mult. Deci când am de gunoi, deja mă... Da. Într-adevăr, și băieții muncesc vara, să mai supă și mirosul și aia. Să știți că muncesc cei mai mulți... Și iarna, da? Și iarna. Doar că aparținem toți. Și pe ploaie și pe... Bun. Supunem la vot cine este pentru. Unanimitate. Deci spor la treabă 2019, băieți, la salutare. Da. Proiect numărul 4, da? Cred că am zis bine. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare al proiectului Sistem Integrat Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Deci în luna decembrie, în ACA, doamna asta nu știe mai bine, s-au aprobat aceste documente, da? Da. Deci, oricum, chiar dacă le aprobăm, chiar dacă nu le aprobăm, ele sunt în vigoare. Da, sunt în majoritate și trec oricum. Da. Bine, la trebuie să mergi. Bineînțeles. Nu știu, la noi urmă, am luat un pic o tipis. Da, că trebuie să schimbă locul. Am tradiționat de la ADIS. Să trebuie și da, se poate mai degrabă, acolo chiar mai devreme, dar... Eu m-am abținut atunci, nu am poate, da, așa, poate da. N-am văzut noi cum trebuie, sau eu știu, poate a apărut ceva în timp și nu știm noi. Eu de câte știu că legea interzice subvenționarea o serviciilor. Așa este. Adică eu nu pot la primărie, dar și mi-ar conveni eror. Da, în situația în care suntem noi astăzi, când serviciul nostru, așa cum funcționează, încasează așa cum se încasează și noi încercăm să facem cățenii în comună, mie mi-ar conveni să spun că să subvenționăm rândul de poziție local 50.000 de lei, de exemplu, să-mi meargă serviciu, pentru că băieții ăștia m-ar putea Dumnezeu să-i trimit acasă, în situația în care îi folosesc nu doar la salubritate, și fac orice, acum cu dezăpezire, poate dezăpezire, când ai de făcut inundații, pentru că, după cum știți, la Hilegiu nu avem stări sociale și poate Dumnezeu să-i menținem așa, dacă vor veni și vom avea, vom avea. Mi-ar conveni să am și eu măcar 10-20 de oameni buni din muncă pe care să-i scot din când în când. Am doi oameni la Drăgugești și pe care nici nu i-am văzut zilele astea. Și asta e o altă discuție pe care o să o iau eu în discuții. Doi de pe oameni. Sunt zăpeziți. Cred că sunt zăpeziți. Mai am unul la Brătila pe care mă bazam acolo în ciortea, la piciorul rupt nu poate să iasă.
Și mai am unul la fel la Bătila Mocan, care nu l-am văzut, l-am ajutat și am făcut ajutor social, ținând cont că nevasta e în spital, e vorba de familia Ungureanu, Viorel. Ăla e amă. Da, deci l-am ajutat pentru că soția lui era la Boileo, și atunci a cazut pe deasupra, i-am făcut ajutor social. Și mai am mai regiut două familii, Sava, Marian, care mai vin din când în când. Și cum? De la Trăbușești. Da, se trage Trăbușești, dar ai doi gemeni merg pe stradă, da, mereu, și unul Florin Vasile, dacă nu acel, și Dana Ochiță de aici, de centru, care Dan cred că face mai multe ori dintre ar trebui să facă. Și din Dar la urmă cu care stă la primărie, nu poate face nimic? Da, la noi, el e. Păi nu are așa social, pentru că nici curent nu are acolo. Stă, e cu lor, dragi, mami nu are curent, dar nu. Lăsăm primărie acolo, cum azi? Nu știți foarte bine ce fel de om. Ăla e un băciu prea bun. Ăla e un băciu prea bun. Ăla e un băciu prea bun. Nu o face nimic. E un cuturos. Fă nică. Nu o face. Nu-i doar. Pizza. Ce-am nu-i doar. Nu o peță. 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 Mi-ar conveni să pot da o subvenție ca serviciu să funcționeze. Vreau să suntem în situația în care luna asta luăm din anul trecut, dar una care vine nu știu să scot banii și îmi trebuie 40.000 de lei în fiecare lună ca să îți plătesc salariile. Pentru că aici intră și contribuții, intră salariul de bază, plus că ne mai trebuie încă 30.000, cred, motorină, întreținere mașină și plată către Ecosuda, gunoiul menajer pe care noi îl strângem așa cum îl strângem. Strângem din casa mașină. Să sperăm că nu se mai strec la mașină, măcar aici să... Chiar nu mi-ar trebui lucrul ăsta acum la început de an, că am destul de cu apa, nu vreau să mergem la noi. Deci acum nu au apă, când au luat apă. Da. Bă, mai trebuie ca problemă. Dacă cu subvențiile astea, unii au avut o problemă, un primar au... Pe o problemă chestie, dar eu mă gândesc acum că nu vreau să vorbesc în fața camerei de a vedere, că noi o scutăm poate într-un privat. O găsim poate cu felul, o soluție pe care să-i ajută. Supunem la vot proiectul numărul 4, cine este... Mai bine așa. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, mulțumim, avem unanimitate. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local, ce vor fi desfășurate în cursul anului 2019 de către beneficiarii legii 406/2001, cu modificări și completări ulterioare. Am ajuns exact acolo unde discutam mai înainte. Ceea ce am pus în fiecare an, acolo folosim la pățat un șanț, la dezăpezire unde n-au ieșit din loc, la... Vreau să vă spun că sunt 30 de familii beneficiare, din care 16 sunt apte de muncă și au obligația de a efectua luna de acțiuni și lucrări de interes local, din care 6 persoane singure și 14 sunt exceptate de la prestaurile de muncă, pentru că au vârstă de pensionare sau au prezentat acte medicale care fac dovada incapacității de muncă sau întreținere copii sub 7 ani, așa. Credeți-mă că pentru mine poate mai bine așa. A fost și mai greu să am, ca Livescu, de dat exemplu, sau să îndurim 3-4 de ajutat social și nu pot să scot 20 la dezăpezire, că mi-a fost mult mai greu. Toți sunt granii. Da. Păi, un metru mai mare, dar eu vreau să mai clar așa decât cu grijă. Aia spune, anul ăsta și anul ăsta e mai bun. Da. Eu vă propun să analizăm un pic situația lui Cucuiem aia. Fata aia, deși pare ea că ar fi nu știu, bună de lucru. Vă spun sincer că ea chiar are probleme cu capul săracă, adică nu prea o duce acumulatorul. De la Brătila, de la Drăgugești, tot eu două cazuri dintre astea. Și deci... stau și într-o stare, că tot așa, fără curent electric mai are frația aia care mă mai ghiogește când... Nu știu ce e. E bine să nu trecem așa cu... Ce se întâmplă? Eu totdeauna am ținut cont de cei care sunt bolnavi și care au nevoie pentru asigurare medicală. Că, practic, bănuții sunt foarte puțini. E vorba de 140 de persoane, sunt persoane singuri care n-au ajutor, n-au sprijin, vă dați seama că banul înseamnă foarte puțin pe tine, poate chiar foarte mult uneori, nu știu. Dar fiind persoane cele mai multe bolnave și în vârstă, le-am acordat ajutor social la cei 30 de persoane pe care mi-a dat un secretar, pentru a putea beneficia de asigurare medicală și a merge la spital. Azi am avut trei cazuri, trei cereri depuse pe care trebuie să le analizez. O persoană de la Brătila, cred că suntem aici și pot să discut, nu știu exact cum îi spune, Goiță, cred că îl cheamă, știu că e cu probleme psihice băiețelul ăla, e are 50 de ani, vede. Știi cine-i Valerica Autun? Vecinul cu tine, acolo, mai încolo. A venit cineva, a depus cerere, o să-i acord ajutor social, dar la fel. Mai eu, am murit mama aici. Am murit mama aici. Da, am murit din 4 luni, cred, 3 luni. Dar la curaj de câteți vecini, care toate stai pe lume. Da, și femeie, totul la 4 este... Și-a venit la Drăgugești, eu pe o doamnă
Gești pentru frații ei, Angel, Ion Parcă și Nicolae, dacă nu mă înșel. Unul probleme psihice, am zis, grave și unul cu probleme bolnave, ciroze, la fel. Psihice, dar eu o trage gol. Și ai un gol. Și tot boală se cheamă. Ion Nicopătar. Nu știu care este. Ești o șoară. Ion Florin. Florin spune cum ești. Nu știu care este. Nu ca și copil, nu, nu, nu cel care are casă. Nu e la Ion. Iar Ion asta lui Cucu, știu sigur că ar fi beneficiat. Așa adică au dat cu alta aia fost aia. Deci chiar vă rog să luați, să analizeze cineva cazul ei. Dar nu e cu identică bine. Dar nu cred că are, deci eu știu la mine, să vin, da? Da, da, da. Și l-aș propune și pe Papa Adrian. Este bolnav, are nevoie de asigurare medicală, la fel nu-și poate permite să-și plătească spitalizările, dar el e băiat muncitor, așa. Să vină la mine, să facă cerere, să-l vedem. Adică chiar nu are niciun venit, mama este decedat. Da, nu știu ce, nu cunosc. Să vină și să facă ce trebuie să facă. Cerere. Am înțeles. Dături de familie și nu mai știu ce. Da. O, cei care sunt bolnavi, cum sunt rămâne locuri de oferite la Onești, la Bacău, să ducă la muncă, chiar din nevoie de... Mă sun cei de la Autoliv, au nevoie de oameni, de, nu știu ce, le-au pus de autobuz la dispoziție. Mă sun la Crocodon. Dacă plătești mai bine ca la Căpșuni? Da. Acum zicea Căpșuni pe azi. Să se ducă la Căpșuni. Bun, să punem la spre aprobare proiectul numărul 5. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 6. Proiect privind... Proiect de hotărâre privind aprobarea programului acțiunilor privind gospodărirea, întreținerea și curățenia localității care se va desfășura în 2019 la nivelul Comunei Legiu, în vederea bunei gospodăriri și frumusețării a localităților și a prevenirii producerilor unor inundații. Temeiul legal este ordonanța 21/2002 privind gospodărirea localităților și legea protecției mediului care stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale obligația de a avea programe de măsuri privind gospodărirea, întreținerea și protecția localității. Acest program se aprobă anual și este atât mai bine prin... Domnul viceprimar are cel mai multe atribuții și control, domnul primar. Îi dorim succes și îl supunem la aprobare. Cine este pentru? Și ultimul proiect de ordine de zi, probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului, cereri, întrebări diverse și vă rog frumos să vă înscrieți la cuvânt. Să încep eu și apoi cineva să vă uit. Da. Vreau să vă spun că săptămâna care vine și peste două săptămâni, până vine bugetul, o să lucrez la lista de investiții, care din punct de vedere nu va fi lista foarte stupoasă față de alți ani, pentru că cele investiții pe care le avem în derulare și la care vreau, nu vreau, trebuie să le continuăm. Dispensare, terminul cultural, alie pietonală și mai știu ce lucrăm acum. Extindere cantonală de lemn și tot așa. Dacă dumneavoastră aveți o idee, o idee pertinentă, adică nu aș vrea asfalt, drumul de alea cu telescaun, telescaun, dar din păcate bugetul nostru așa cum este. Vă aștept la birou, domnul Mordălina, domnul Stoica, din care aveți idei, domnul Sorin, am luat în calcul și acolo, nu știu, să vedem, discutați mai de o bază sportivă la spate în centru de zi. Nu mai sunt tinere. Da. Sunt deschis colaborării, discuții, soluții, eu sunt încrezător, sper că anul ăsta să avem mai mulți soli bani câți ani în urmă. Pentru că e un an electoral, e un an greu, foarte greu o să fie, nu face plăcere absolut deloc să trec chiar prin campanii, că așa e viața, dar cu mine... Deja am văzut că îți plimb pe Facebook de tot felul de informații. Asta e bine. Dar noi să ne focalizăm tot la local aici, la noi, ce facem noi, nu ce facem. Da, o să trebuie să muncim pentru colegii noștri, că așa muncim în fiecare an și pentru parlamentari și pentru președinți. Da, vin pe când o să schițați bugetul, scuze, vă rog să luați în calcul și grădina. Multe acolo de făcut. Știți că una cam rămas. Să știți că grădina a fost cea mai luată în calcul anul ăsta. Am turnat beton la Ciurea de Sus. Dacă domnul Zărnescu nu-i mulțumim și nu-i visat vreodată. Totuși avem viceprimar, avem nevastă de primar de acolo și investițiile s-au puțin. Nu contează, putem spune primarul de la Bucer și de la Deleu. Eu o să fiu la fel de corect, zic eu, și echilibrat. Vă dați seama că eu sunt primar de Hereciuna Pulga pentru helegenii mei. Asta e o altă discuție. Numai frate nu scoate mereu ochii, băi, n-ai făcut nimic la Hereciuna, mai ești primar cu poenii, poem, nici măcar să spună, băi, asta e legat de domnul Taicu. Eu să fiu sănătos, că vedeam ce o faci. Da. La Brătila,
Nu s-a în vedere, în primul rând, asfaltarea asfaltului până acum. Suntem în ianuarie, nu probați să dai, dacă jumate de vară, că bun, iese scandal. Deci anul trecut a fost schițat în luna ianuarie, nu s-a făcut nimic. Pentru că valoarea era foarte mare, am făcut măsură tot și în continuare e aceeași valoare, nu cred că a scăzut. Categoric, nu-i poți să crezi că crezi puț. Am o antimăsurătoare cu o sumă, mi-e și rușin să o spun, mi-e și teamă, că iar se interpretează toate felurile, adică o asfaltarea celor două poduri, care nu s-a asfaltat la Găjanu și, la, și acolo sus, plus plombarea și ridicarea celor 3 sau 4 scurgeri care s-au lăsat pe aici, pe aici, dacă nimeni mai știu până așa, să știe. Undeva la 4 miliarde de jumătate valoarea lucrării. Nu a covorului, vorbesc de covor doar pe pot și doar de lumbări. De pregătit? Pregătit și alte. Domnul primar, dar cum s-a făcut recepția atunci când a fost asfaltarea la potul ăla? Acolo nu s-a putut face. Nu, sunt lucruri care nu au. Eu am lucrat la șoseaua. Podul celea două nu au fost prins și nu e apărarea nimănui. M-am studiat și am văzut. Aceea au fost două lucrări total diferite. Asfaltarea a fost făcută pe mandatul autorician în 2007-2008, nu știu dacă ce sus de finanțare, chiar nu știu, dar podurile au fost făcute prin ordonanța 7 și un singur lucru ăsta, chiar am început mai atunci, nu au fost prevăzute niciunul dintre poduri cu covor asfalt pe ele. Dar până în podul, nu lucru. Da, domnule, dar asfaltul a fost un act cu 6 ani înainte a podului. Domnule, dar știu de aici, de aici, de 92 consilieri. Eu nu știu exact ce s-a făcut. Păi da, și cum? Păi știu, dar ce-l doresc nici nou domnul. Dar ce-l de acolo? Dacă atâta a fost proiectul și se face anul ăsta... Păi era podul. După aia, băi. Poți să făcut după asfalt. Cum să fii pod înainte asfaltului? După aia s-a făcut. Poți să făcut după asfalt, dar cum? Aveți o trată asfalt? S-au oprit atât, pentru că știa că se urmeze să facă podurile. Podul a fost cu asfalt el. L-am prins noi anul ăsta. Eu sper să-l fac anul ăsta. Sper că îmi doresc foarte mult și acolo la Brătina și îmi doresc și la Deleg să continui până la anul. Îmi doresc enorm chestia asta, dar asta nu depinde numai de dorința mea, că ar fi bine să-l mai de dorința mea. Și la Sângeți până la... Altceva. S-a făcut pentru lua la Înciorca. A spus dumneavoastră sus acolo, eu nu știu ce nu l-a făcut. Păi cum se face pantul de clarare așa, domnule, acolo la vasă încă sus? Nu mai vorbiți din lucrările care sunt început. Bă, omule, dar nu, lasă cum intele mea, dar poate și până la beton. Așa mă dar faci pantul de clarare? Așa m-au zăpăcit și la coastea când e bun, când e crăpat, când are șanță. Nu are șanță, nu e crăpat, a trecut un an. Dar nu-i de crăpat, dar nu-i să crăpat, nu-i problemă de crăpat. Dar e pantul de clarare, e către șanță. El luat și fac și unea trebuie. Și unea trebuie. Cum se face cu planta de clădă? Trebuie să acolo, nu ți-e acolo. Dar nu trebuie scurga panșanța, vă scurgi la deal. Bă, dar așa planta, o lasă-o dreapă, bă, ce prima. Depinde, vorbim de plinarea lui. Dar putea să fie planta de clădă și fie la vare, nu se duc așa. Da, nu știu. Și în polul de lucru și așa. O să mai doare peste el, bucățică, nu e în garanție, nu e chiar finalizat, nu e recepționat, lucrare, n-am nicio grijă acolo. Da, alte probleme, dacă mai sunt? La tele, da. Cu apa, spune-mi. Să aveți în casă. Deci cu apa la tele, deci credeți-mă că dacă ne vei candida, dacă e vei candida, este cea mai gravă problemă și a mea și a mea primar. Eu soluții nu am pentru chestia cu apă, nu am, deci nu știu ce să fac. Acum, dacă o să încălzească o zi, două, trei, sper că de bunie asta, o să fie și două, trei zi de căldură, măcar să reușesc să lipesc cu un rezervor, să dau drumul măcar și pe de lemn, un pic de apă. După aceea nu am soluție. Cât am tot mai scăzut acum într-o zi cu primărie și cu domnul vice și cu domnul contabil și cu domnul Toma, exact de problemă apelea de ei. O să-mi asum un lucru, măcar să nu mi se spună că n-am făcut chiar nimic. Adică voi încerca în ăsta să fac două foraje acolo în zona puțului, bazinului care avem noi sus pe urmă. Undeva jos unui stup unde are guramba, acolo e la nivelul apei, la nivelul albie cel de părâu. Să mă duc acolo 80, 70, nu știu câți de metri, nu pot nici foarte mult, pentru că cei de la geologie îmi spune că în subsolul, în amarea dâncimii, dau de alte
țiței, păcuri, apă, sare, nu știu ce. Dovada clară este că pe teren și clătire avem izvorul acela care știm cu toții la Custrumbești, la șuptul taș. Nu, nu, izvorul acela cu apă sulfuroasă, cum îi spune eu. La Borghez. La Borghez, da. Apa este acolo sulfuroasă și împuțită și clar că și la apă nu e. Și bună pentru terapie. Facem o patru. Deci o să încerc, nu vă spun că am emoții, pentru că o să cheltuiesc câteva sute de milioane, să ajung să cheltuie acolo și dacă nu dau de apă, am pus o frâncută din conturi, o să mă ia la îndrăgăt și o să mă trebuie, deci am cheltuit banii și nu a dat, dar nu asum, în col nu am nicio soluție, n-am nicio soluție viață, dom'le, el este un izvor, îl putem capta, dăm de apă, nu este. Soluția cea mai la îndemână, dacă o dată un alt primar după mine, peste 10, 15, 20 de ani, să spunem că va fi o soluție, cu o magistrală legată de apa de la Oalea Uzului, până undeva prin Slobozia, plătirea așa. E singura soluție pentru cu apa ca să ajung la noi, sau soluție. Deci asta... Sau un mini-baraj făcut la Drăgugești, sigur. Serios? Da. În modul ce, la părăul regiunului sunt două soluții. Nu râdeți că erau la timp proiectii comuniști. Și cu asta. Și alea sunt fiabile. Deci, alea două baraje rezolvă problema apei, nu numai pe Comuna Elegiu, cred că și pe Bârsănești. Să mai fac punct la Drăgugești, altceva, să mai duci unde... Deci, un baraj acolo unui urs spre... Cum îi zice? Spre... Îndreata, dacă... Spre Măstăcăniști, un baraj acolo rezolvă problema... Deci am făcut niște cauze... Eu cred că și în Drăgugești și în Delni, mai ales la Drăgugești, cred că 60% au apă. Da. Dar 60% au apă. Dar nu spune problema din Drăgugești. La Delni acolo... Nu știu. Nu, și la Pina de Drăgugești sunt zone cu probleme. În special, dealul bisericii, zona Dârșului. Au 10% de alea, nu au apă, nu de ai domnul apă, știi? Au fost... Cine? De la Fântână, ați fost la Delen să vedeți dacă este apă? Nu, vara la Delen. Vara la Delen. Vara la Delen. Sunt duc noapte, așa. Alte probleme? Proiectorul nu vă trebuia la Delen. Domnul Zămezu. Nu vă trebuia apă la Delen. Așa e, nu-mi trebuie. Aveți vin. Venim la Fântână, da? Hați să facem dialog. Venim și dumneavoastră. Dur loc. Nu, este un vagon de tir. La Mocanea. Deci ia trebuie, mă gângar cu omul cu autobuzul. Știu. Păi... Are o jumătate de aici. 3-4. Păi i-a dus în momentul în care am plecat de dispensar. Au scule... Nu. Dar să lasă pământul ăla în gardă, ăla și duci în gardă. Să o fi plecat? Ai plecat cu nevastă și oricare. Plecat în cerul. Așa l-a lăsat în el cu drumul. Dacă am plecat, nu e grav. Dacă am plecat, e grav. Am înțeles că e... Dar vine o mașină mai mare, nu poate. Nu să mă poate. Am fost în 16. O problemă, mă. Da, spune-mi. Și rugămintea mea. Poate și consiliul local. Sunt băieți ăștia la poliția comunitară. Dați-l, domnule, de urmă, domnule, dați-l. Da, vreau să-i dau bani de urmă. Cui? Chiar nu se poate face și economii până acum vorbim să tăiem. Poate hai să lăsăm cu economia, treacă pentru 2 milioane care îi dai la urmă. 2 milioane la urmă. Vedeți colegul meu de partid și prietenul meu. Dacă ar fi studiat, dacă ar studia toate coțică legea, să vedeți că la 1 ianuarie, la 1 decembrie, dacă mulțumesc domnul, se acordă tuturor indemnizații de hrană, să știți. Dar sunteți în eroare aici. De două luni deja se dă indemnizații de hrană. La toți bugetare, prin lege. Hai să-i vezi mai grav. Mai revigurați. Și vreau să vă înveți abonamentul ăsta. Ce investiți în abonament? Da. Alte probleme nu mai avem, nu? Atunci declar ședința închisă și vă mulțumesc pentru prezență. Un an nou. Da.